Bun găsit, stimați telespectatori! Dați-mi voie să vă prezint un om politic, om de administrație, care cred că va reuși să pună în practică ceea ce și-a propus la începerea mandatului, și aici mă refer la primarul al orașului Borșa, orașului stațiune Borșa, să dea Dumnezeu ca această zonă extrem de frumoasă, cu oameni deosebiți din județul Maramureș, să faima și calitățile acestor oameni și ale acestor locuri să exceadă, să spunem, granițele județului Maramureș. Nu că n-ar fi trecut de mult, să spunem, faima acestei zone, granițele Maramureșului, dar să ajungă la același nivel de apreciere, dintr-un punct de vedere, și aici mă refer la turism, cel puțin ca și multe dintre stațiunile de pe Valea Prahovei. De ce nu? Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, Bușteni, să fie, de ce nu, a doua mică Elveția României, așa cum se spunea la un moment dat, zonei Sinaia. Chiar dacă e mult de lucru până atunci. Alături de mine se află primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, și îi spun bun venit. Sorin Ion Neluțu Timiș. Da, așa, numele meu este... așa vă scrie la în CV-ul de la primărie, dacă nu mă înșel. Nu. În paranteză Neluțu. Da, apare și Neluțu acolo, pentru că de mic copil prietenii mă cunoșteau ca și Neluțu. Tatăl meu îl cheamă Nelu și mie îmi spunea Neluțu, fiind cel mic din familie. Iar colegii de școală, când sunau, au făcut liceu la Baia Mare, mai sunau pe telefonul fix acasă la vremea respectivă și cu Neluțu. Îl întreba, vrem să vorbim cu Sorin. Și mama spunea, aici nu stă niciun Sorin, pentru că mă cunoștea tot ca și Neluțu. La telefon, pentru că urmează să intre într-o ședință destul de aprinsă, și aici mă refer la președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, se și află la telefon. Am început noi un pic mai târziu, sau, mă rog, se grăbește să intre în ședință. De ce l-am invitat? Prin intermediul telefonului și pe președintele Consiliului Județean să ne răspundă dacă va exista un parteneriat, cel puțin nescris, între Consiliul Județean și Primăria Borșa la viitoarea, să spunem, renașterea proiectului Telegondola din Borșa. De ce? Pentru simplu motiv că Borșa în momentul de față nu poate și nici nu trebuie să poată până la urmă să pună la dispoziția acelui proiect 10% din cofinanțarea unui proiect de 20 de milioane. La telefon se află Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, și spun bun venit. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, domnule Preda. Spuneți-mi, vă rog frumos, domnul Zetea, știu că intrați într-o ședință și de-aia am să vă rog foarte condensat așa să ne spuneți. Va găsi Primăria Borșa un parteneriat sau va exista un parteneriat între Consiliul Județean și Borșa pe acest subiect extrem de important pentru acea zonă a Maramureșului, hai să-i spunem, proiectul Gondola, Telegondola? Din punctul meu de vedere, există deja un parteneriat între Consiliul Județean Maramureș și Primăria orașului Borșa și nu-i de pierd de bază, el este deja de vreo 4-5 ani de zile și funcționează foarte bine. Ne consultăm cât putem de despre proiectele pe care orașul Borșa le are, pentru că întreaga zonă, până la urmă, este extrem de importantă pentru județul Maramureș. Nu vorbim doar despre proiectul Telegondolei, care este astăzi un proiect pentru zona Borșa indispensabil pentru dezvoltare. Dar un parteneriat înseamnă mai mult. Înseamnă o gândire strategică pentru dezvoltarea întregii zone și investițiile care se fac pe mai departe. Vorbim în primul rând despre dezvoltarea infrastructurii, că degeaba o să facem turism în Borșa fără o dezvoltare a infrastructurii. Și de aceea parteneriatul și din punct de vedere administrativ, dar mai ales din punct de vedere politic, din punctul meu de vedere a produs deja rezultate. Vorbim despre reabilitarea drumului național 18, DN18, care a fost așteptată această reabilitare de către toți locuitorii orașului Borșa și nu numai, Moisei, Vișeu, absolut toți cei din zonă de nici mai știu câți ani de zile, foarte mulți ani de zile. E, astăzi vorbim totuși despre o investiție care este în continuare, o investiție care se vede și care va ajuta, așa cum trebuie, dezvoltarea orașului și a stațiunii.
Apoi, vorbim despre reabilitarea drumurilor județene. Valea Izei, de asemenea, care va scurta foarte mult în Maramureșul Voivodal drumurile înspre Borșa, plus vor da posibilitatea turiștilor de a circula în întreg Maramureșul Voivodal pe drumuri reabilitate, europene, decente, și această reabilitare va începe și ea în acest an. Apoi discutăm despre finanțarea orașului Borșa și eu cred că în ultimii ani de zile s-a văzut o aplicare constantă și a Consiliului Județean Maramureș și mai ales a Guvernului României în ceea ce privește sumele pe care administrația locală din Borșa se bazează în fiecare an pentru proiectele lor, și aici vorbim despre sume în fiecare an mai mare decât în cel precedent. Sume la dispoziția administrației locale, bani cu care s-au făcut foarte multe proiecte. Și eu cred că de aceea astăzi vorbim despre Borșa ca despre una dintre cele mai performante administrații locale din județul Maramureș, un exemplu pentru foarte multe alte orașe, pentru că există și un primar harnic, acum sigur că îmi place să îl laud pe domnul primar, pentru că se și văd rezultatele și reușește foarte bine să le comunice, poate mai bine decât mulți alții. Alte parteneriate vom avea în ceea ce privește spitalul și foarte multe dintre imobilele care zac, din păcate, părăsite în Borșa de către instituții ale administrației publice centrale. Vorbim aici. Vom încerca în perioada următoare să demarăm acele procedee legale prin care o parte dintre bunurile care aparțin spitalului să fie trecute în proprietatea administrației locale, pentru că acolo se poate să se facă investiții. Dar în ceea ce privește Telegondola, pentru că aici vorbim până la urmă de un proiect de mare anvergură, aici lucrurile cumva s-au și aliniat într-o formulă care ne-a ajutat foarte mult. Vorbim în primul rând despre ajutorul politic care se poate primi pe un astfel de proiect. Prin faptul că organizația PSD din Borșa a reușit să promoveze în organizația județeană și apoi mai departe în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Turismului un băiat tânăr, competent, care își iubește județul și vorbesc aici despre Bogdan Tomoiagă și care are de asemenea o legătură excepțională de prietenie, în primul rând, cu primarul orașului Borșa. Uite că am reușit, printre foarte puținele județe din România, să introducem proiecte pe Master Planul Național de Turism. Iar unul dintre aceste proiecte este Telegondola din Borșa, o investiție mare, 20 ceva de milioane de euro, dacă nu mă înșel, care este astăzi o investiție matură. Adică are toate documentele, avizele, studiile necesare depuse la Ministerul Turismului, așteaptă doar finanțarea și semnarea contractului. Facem în această perioadă împreună toate demersurile, acum, înainte de aprobarea legii bugetului de stat, pentru ca Ministerul Turismului să aibă criteriile de angajament necesare ca acest proiect să poată să fie semnat. Sunt convins că dacă domnul primar va semna acest contract în perioada imediat următoare, lunile care urmează, începând cu acest an, deja la Borșa veți vedea lucrări începute. Domnul președinte, e perfect ce a spus dumneavoastră, dar cred că un lucru îl interesează în mod special pe primarul Timiș. Cota de cofinanțare, 10%, adică de 9 milioane de euro. După cum îl știu eu pe primarul de Borșa, nu cred că dispune, în ce sens nu dispune, pentru că a angajat și bine a făcut în multe proiecte sociale sau de infrastructură din Borșa, eventualii bani care teoretic ar fi putut fi folosiți la cofinanțarea acestui proiect. Cu alte cuvinte, în ce măsură Consiliul Județean noastră veți putea să ajutați Borșa de a constitui, să spunem, acest, era să zic, avans, un fel de avans, cota de coparticipare, de cofinanțare locală a acestui proiect de 20 ceva de milioane de euro? Acum, sigur că eu pot să fac o promisiune în numele meu personal. O astfel de discuție facem plenul Consiliului Județean Maramureș, iar acolo nu cred să fie obiecții. Atâta vreme cât acest contract va beneficia de finanțare din partea Ministerului Turismului, Consiliul Județean Maramureș va fi alături de primăria din Borșa pentru a dezvolta acest proiect. Va trebui să vedem și cifrele finale pe buget, adică să vedem și bugetul Consiliului Județean, să vedem și bugetul primăriei din Borșa, felul în care va arăta el în acest an. Sigur, cofinanțarea nu-i doar pentru anul 2019, e pe întreaga implementare a proiectului și vom vedea care este necesarul financiar
în acest an și care e necesarul financiar pentru anul viitor, dar 100% prin votul consilierilor județeni vom fi alături de primăria din Borșa, acolo unde întâmpină probleme din punct de vedere financiar. Deci, cu alte cuvinte, Consiliul Județean, prin intermediul inclusiv al membrilor Consiliului Județean, membrii consilieri, veți găsi o soluție, oricare ar fi ea, pentru a ajuta Borșa cu acea sumă de 2 milioane de euro. Absolut. Pentru astfel de proiecte majore pentru dezvoltarea județului, până la urmă, pentru asta există Consiliul Județean. Finanțăm foarte multe alte proiecte mai mici ca și amploare în județ, dar un astfel de proiect care va ajuta întreaga zonă, plus va pune din nou pe hartă Maramureșul ca și destinație turistică la alt nivel în ceea ce privește sporturile de iarnă, e un efort care merită făcut și va fi făcut de către Consiliul Județean. Domnul Zetea, dați-mi voie să vă spun, știu că nu-l vedeți sau nu-i vedeți fața primarului, dar vă spun eu, după limbajul trupului, spune că să nu vă bazați pe bugetul Consiliului Local Borșa, pentru că deja pe următorii 2 ani sunt alte proiecte și așteaptă Borșa ajutorul în proporție de 90% de la pe această cofinanțare. Am înțeles acest lucru, dar eu cred că domnul primar zâmbește, pentru că deocamdată cifrele pe buget îl avantajează foarte mult, în sensul în care primăria Borșa va beneficia din nou de un buget consistent, dar nu asta e problema. Vreau să le vedem cifrele finale pentru a putea discuta în acel moment. Cu domnul primar eu mă văd des, discutăm. Nu cred să se fi întâmplat vreodată să fi cerut vreun sprijin de la Consiliul Județean și să nu-l fi primit atâta vreme cât ne permitem și noi și din punct de vedere legal este ok. Dar Borșa va primi sprijinul meu personal de fiecare dată, pentru că am avut promisiuni împreună cu domnul Timiș în fața borșenilor, promisiuni de care vreau să mă țin de ele, pentru că doar așa oamenii pot să-și recâștige încrederea în administrație, în politică, prin promisiuni îndeplinite. Mulțumesc tare mult, domnule Zetea. A fost prin intermediul telefonului președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Cum vi se pare? Da, am avut astfel de discuții cu domnul președinte și cu o parte dintre consilierii județeni privind acest proiect realizat în comun. Proiectul dezvoltarea domeniului schiabil la Borșa nu se oprește doar la telegondola. Realizarea unui domeniu schiabil în Borșa, oriunde în lumea aceasta, este un proiect de ani de zile, un proiect care se va întinde pe 10, 15, 20 de ani, în așa fel încât stațiuni din România să rivalizeze cu stațiuni din țările din jur, în prima fază, adică cu Ucraina sau cu Bulgaria, și apoi cu stațiuni din partea de vest a Europei. În Borșa avem tot ceea ce ne trebuie pentru a dezvolta un astfel de domeniu schiabil. Aici vă referiți la dotarea dată de Dumnezeu. Partea de relief, clima care permite acest lucru, apele care pot să permită realizarea de zăpadă artificială, căile de comunicare, în ultima vreme acest lucru este vizibil, se îndreaptă spre bine, adică ne aflăm la 20 de kilometri de Bucovina, mai sunt 20 de kilometri din DN18 înspre Bucovina, la 54 de kilometri de Cluj, mai sunt 54 de kilometri pe DN17C pentru a lega Borșa de Cluj cu un drum adevărat european, de Baia Mare suntem legați, de Satul Mare suntem legați, de la Satul Mare încolo spre Banat. Turiștii care vin la noi în zonă au început să vină din toată țara, atât din zona Moldovei, ei erau turiștii tradiționali în ultimii 10-15 ani, cât și turiștii din vestul României, din zona Timișoara, Arad, Oradea, care au revenit în Borșa după aproape 30 de ani. Adică în perioada când eram eu copil mic, turiștii care erau cazați în complexul turistic erau în general Oradea, Arad, Timișoara. După aia încet încet s-au îndreptat înspre țările din vest, probabil că și românii s-au săturat sau au văzut deja partea occidentală și își doresc totuși să rămână în România, bineînțeles dacă le ofer condiții așa ca și în vestul Europei. La partea de cazare, Borșa asigură condiții bune și foarte, foarte bune, adică avem hoteluri de 3 stele cu 3 stele plus spre 4 stele, dotate cu centru spa, cu piscina acoperită, cu apă încălzită, tot ceea ce înseamnă locațiile de cazare impecabile și net superioare majorităților locuri de cazare din România.
Acum drumurile nu mai sunt o problemă și nu mai vedem în comentariile pe forumurile de specialitate. Nu că... sunt o problemă atât de mare, dar distanțele până la urmă, ziceați că mai sunt 54 de kilometri pentru a lega Borșa de Cluj. Cu un drum bun. Există un drum, dar acum este reabilitat. La care vă referiți? DN17C, Moisei, Salva. Drumul este făcut din european, din drumul european, din zona Beclean și până în la ieșire din localitatea Telciu. Este reabilitat și un drum impecabil. Din localitatea Telciu și până la Moisei, până la intersecția de la Moisei, drumul este momentan în lucru. Se lucrează. Cei din și câți kilometri vor fi între Cluj și Borșa? Între Cluj și Borșa 160 de kilometri. 160 de kilometri de drum bun, drum reabilitat. Și dacă ar fi fost prin Baia Mare, era de? 160 plus 160. Deci jumătății, practic. Păi, nu poți ajunge. Adică este anormal să vii de la Cluj la Borșa prin Baia Mare. De aceea și pentru Borșa, pentru Vișeu, pentru Moisei, este mult mai ușor să ajungi la aeroportul din Cluj decât să ajungi la aeroportul din Baia Mare. E drept că în momentul în care aeroportul din Baia Mare ar avea curse internaționale, mai bine vin la Baia Mare unde am parcare asigurată și nu mă duc la Cluj unde mă costă taxa de parcare de două ori cât biletul de avion. Este un lucru anormal. Da, vă dau, e un sfat. Mergeți la șmecherii care au parcări de astea în jurul aeroportului și o să vedeți că e cu un sfert de preț. Cred că asta e un joc între aeroport și proprietarii de spații. Probabil că e și așa. Acest lucru se întâmplă și în Occident. Sunt parcările private, sunt parcările aeroporte, dar totuși tariful este mult, mult prea mare. Nici măcar nu ai acea posibilitate de a intra în aeroport, nu știu, o jumătate de oră. Las pe cineva și mergeți acum în Cluj. Cât timp faceți? De exemplu, în două ore jumate ajung în Cluj. Mergând pe traseul ăsta de care ați vorbit? Pe traseul Borșa, Moisei, Salva, Beclean, Dej, Cluj. Este foarte bine. Se va scurta în momentul în care cei 54 de kilometri vor fi. Și până în Baia Mare în cât timp ajungeți? Două ore și 10 minute. A, deci, practic, tot mai ușor ajungeți în Baia Mare. Mai în timpul moment. Mai scurt. Momentan, da. A, ca momentan. Timp mai ca ușor. Și timp. Ca și condus e un pic mai complicat, nu? Mai complicat, cu trecerile peste munți, dar asta este. Mai multe localități și așa mai departe. Dincolo, pe partea alaltă aveți mult mai puține. Și sunt localități, dar drumul este mult mai lat, mai ușor de circulat și ai mai multe alternative. Spuneți-mi, proiectul ăsta de 20 și ceva de milioane de euro, e doar pentru telegondolă sau? Nu. Excede, să spunem, proiectul vechi. Început în anul 96 au început primii pași și după aia a fost un prim șantier în 2000, ulterior în 2007 s-a deschis un nou șantier. El prevedea doar construcția unei instalații de transport pe cablu în Borșa. Proiectul care l-avem noi este un proiect de dezvoltare. Pe lângă instalația de transport pe cablu de 2,6 km, se amenajează o pârtie de schi de 2,8 km. Marcată cu culoarea roșie. Pârtia de schi este dotată... O pârtie nouă sau o pârtie pe cea existentă? Sau? Nu, pârtie nouă. Nouă. Da. Pe pârtia respectivă există instalație de zăpadă artificială cu tunuri fixe pe toată lungimea pârtiei, un lac de acumulare care alimentează tunurile de zăpadă. Lacul este amplasat la altitudinea de 1500 de metri, aproape de vârful pârtiei. Să cadă gravitațional, probabil. Păi, atât căderea gravitațională, cât și temperatura foarte rece. Am făcut câteva teste în acest an în Borșa cu tunuri de zăpadă. Pentru prima dată în istoria Borșei, în Borșa exista și au funcționat tunurile de zăpadă. N-a fost cazul acesta, spre surprinderea noastră și spre mulțumirea noastră, dar am testat și am văzut ce înseamnă. Ce temperatură trebuie să aibă apa când intră în tunul de zăpadă? Dacă apa intră în tunul de zăpadă la 6 grade, atunci ai nevoie de o temperatură de minus 15 grade afară ca să poți face zăpadă artificială. Dacă reușești să aduci apa înspre 0 grade, adică 0, ceva, că la 0 grade îngheață, atunci poți să faci zăpadă și la minus 4 grade. Ducând lacul de acumulare cât mai sus spre vârful muntelui unde temperatura este mult mai scăzută, aveți asigurată, și până la urmă, temperatura apei asta. Este una mult mai scăzută în momentul în care ajunge la producătorul de zăpadă, la tunul de zăpadă respectiv. Cât e de mare zăpada în momentul ăsta la Borșa? Acum s-a mai așezat, în centrul orașului are undeva la vreo 30 de centimetri. Pe pârtii. Pe pârtii ajunge în partea de jos la 60 de centimetri, în partea de sus la 1 metru. Da, deci ideal pentru schiat. Impecabil. Sunt, cred că, 20 de ani de când Borșa nu a avut așa. Vă rog să le spuneți celor care cunosc foarte bine configurația Borșei, sau e secretă traseul viitoarei? Nu e secret, pentru că se știe foarte bine de ani de zile. Mai spuneți-le odată. Da. Pârtea de schi se va desfășura în zona complexului turistic, cu plecare de lângă fostul Han. La intrare din complex, se va duce până în buza dealului, până în vârful muntelui. Plecarea de la 860 de metri ajunge la 1860 de metri, diferență de nivel de 1000 de metri.
Lungimea pârtiei 2860 de metri, cu o lățime medie de 60 de metri, adică foarte, foarte lată. Va fi dotată cu tunuri de zăpadă fixe, instalație de nocturnă de televiziune, adică nu doar să schimb pe timp de noapte, ci să pot... Să asiguri până la urmă calitatea luminii. Să asiguri calitatea luminii ca să poți filma un concurs deschis sau un eveniment care se desfășoară acolo. Va fi dotată cu două atracuri pentru bătut zăpada, unul cu troliu, unul simplu, cel cu troliu pentru partea înaltă, cel simplu în partea de jos. Instalația avea capacitate de 1600 de persoane pe oră. Instalația de telegondolă. Da, în telegondolă. Ce înseamnă telegondolă? Hai să le spunem telespectatorilor. Există câteva tipuri de instalații de transport pe cablu. Da, nu, spuneți-mi mie de care preferați. Ca și schior, este de preferat telescaunul. Ca și schior, eu sunt schior, adică nu tot dai jos schiile din picioare. Pentru distanțele lungi, se recomandă să folosească telegondole pentru că nu e așa frig. Adică dacă stau 10-15 minute pe un telescaun... Dar care e diferența între telegondolă și telecabină? Telegondola sunt mai multe cabine de 8 locuri, 10 locuri, până la 25 de locuri, care circulă în cabine și... cu uși... Cu uși închise, da? Cabine închise. A, da. Deci o telecabină mai mică. O telecabină mai mică, gondolo. Între 4 și 25 de locuri sunt în general telegondolele. Telecabinele sunt o singură cabină, una urcă, una coboară. Se ajută reciproc una pe cealaltă. Unde intră 10 de oameni. Unde poți să ajungă până la 200 de oameni. Cea mai mare telecabină din lume este de 200 de oameni. Eu personal am călătorit într-una de 150 de oameni. Foarte mult. În momentul în care plecau 150 de oameni. Cât 3 autobuze. Da, cât 3 autobuze care fac cursa Baia Mare Borșa. Dar telecabina ai un timp de așteptare, adică de când pleacă ea și până când vine cealaltă, trebuie să stai 30 minute și parcă e un pic incomod. Prea mult. Se folosește la distanțele mari, se folosește în zonele de văi, în zonele cu vânt. Unde sunt diferențe foarte mari de altitudine. În zonele altitudine. Cu vânt puternic, pentru că telegondola care se montează și la Borșa și în general sunt folosite în România și în Europa de Vest, pot să funcționeze la vânt de până la 60 de km pe oră. Și media care este la Borșa? La Borșa vântul este foarte rar, depășește 30 de km pe oră, iar pe vârful muntelui poate să ajungă la 60-65 de km pe oră, dar numai în condiții extreme. Există și telegondole care funcționează până la vânturi de 100 de km pe oră, dar acele... Nu, și nu e cazul Borșa. Nu e cazul la Borșa. Există. Bun, și spuneți că dacă există un interval de 30 de minute între cabine, telecabine, la telegondola? La telegondola ele vin simultan la câteva secunde una după alta. Dar câte vor fi pe... 36 de cabine sunt momentan în proiect, cu extindere deci până la 56. 36 de cabine a câte 8 persoane care stau în picioare, da? Nu, stau pe scaun, bănci, da, 4 și 4 locuri. Și stați un pic, e închisă, se e ca într-o ușile. Cutie, ca da? Într-o cutie. Ca într-un o cutie microbuz. Din sticlă în care intră persoanele respective. Într-un peron, telecabina coboară de pe... Și schiurile cum? Schiurile se așează afară într-un suport pe ușă. Am înțeles. Deci nu poți cu ele pe picioare. Păi, dumneavoastră mă întreb, nu schiați? Sau n-ați schiat? Puțin, foarte puțin. Da. Pentru că ghinionul nostru la Borșa a fost că cei care au condus Borșa până prin 2012 n-au schiat. Ei construiau pârtii de schi, dar n-au schiat niciodată. Habar nu aveau ce înseamnă să faci o pârtie de schi și ce condiții trebuie să oferi schiorului, cum să ajungă, ce să facă. Este foarte incomod să te deplasezi pe jos din la o parcare până la accesul în instalația de transport pe cablu, pe scări din beton, pe drum în pantă, pe drum înghețat. Și atunci trebuie să umbli cu clăparii pe toate... Da. Da, ei nu s-au gândit la vremea respectivă și accesul va trebui să intervenim noi acum cu anumite lucrări suplimentare, cu scară rulantă, ca să poți să duci schiorul de la parcare până la plecare. Adică dacă nu oferi un marketing mai este, foarte mai este bun, o variantă. Nu trebuie neapărat să vină omul cu mașina până în buza telecabinei sau, mă rog, telegondolei. În România... Cum se practică afară, domnule, puneți un autobuz, lăsați jos unde aveți, să zicem, teoretic, e destul de greu să ai spațiu în Borșa. Mă rog. Nu, deci noi trebuie să construim investițiile pe care le facem noi după cum își doresc oamenii. Bă, dacă ei vor să meargă cu mașina până la marginea pârtii. Da, aveți așa loc pentru atâtea construim. Mașini să nu fie o nebunie. Vom găsi o variante numai pentru așa ceva. Numai dacă le faceți supraetajat. Se vor face parcări etajate. Proiectul oricum are o parcare la baza pârtii de 80 de locuri în parcare etajată cu 3 nivele. Și acolo mai este o problemă pe care trebuie să o recunoașteți chiar dacă nu e vina noastră. Există așa o dezordine acolo la modul ăla în care au fost construite tot felul de, ziceți, de construcții. Pensiuni, construcții, hoteluri. A fost un pic de gringoladă acolo, ca să nu spun altceva. Nu avea cum să nu fie un astfel de haos, pentru că primul pug al orașului Borșa a fost aprobat în 1970, iar al doilea pug al orașului Borșa în 2014.
După adică ce ați venit dumneavoastră. Din 90 și până în 2014, fiecare a construit cum a vrut și ce a vrut. Păi înseamnă că s-a dorit nebunia aia. S-a dorit, nu s-a dorit, în fine. Se vor aranja aceste lucruri. Important este ca instalația să funcționeze, pârtia să ofere condiții foarte bune, turiștii să se simtă bine și locurile de cazare să fie umplute. Astăzi am ajuns la un grad de ocupare la hotelurile cunoscute, hotelurile cu centru spa, de 96% în Borșa, într-un an de zile. Ceea ce, ceea ce este fabulos. Doar excepțional. La pensiunile mai cunoscute. Dar, care apropo, s-au făcut se vede asta în bugetul local? Hai să vorbim și lucrurile astea. Că știți cum e foarte interesant. Și Gabriel Zetea, și Dăncu, și ceilalți care au fost sau mai sunt pe la Consiliul Județean, spun, domnule, turism în Maramureș. Și foarte bine. Sunt multe pensiuni. Dacă te uiți la statistici, vei constata că impactul în PIB-ul local e insignifiant. Și atunci te întreb ca prostul, cel care nu știe, dar te întreb retoric. Domnule, dar unde-s bănuții aia? Bun, care se fac pe aici? Deci există buzunarele a 2, 3, 5, da. 17 anumite, familii. Există anumite. Adică trebuie să beneficieze toată lumea de, mă rog, acum exploatăm frumusețea oamenilor, tradițiilor și așa mai departe. Dar niște bănuți să se întoarcă măcar să mai poți să vopsești niște lucruri pe la săpânța, pe la. Deci există anumite variante de constrângere a celor care au activitate turistică, ofer locuri de cazare sau locuri de servire. Adică să mai dea ceva și, da. Și localității, comunității. Există varianta în care te duci și stai acolo pe ei și controlezi și verifici, lucru care nu e prea plăcut nici pentru noi ca autoritate locală, nici pentru ei. Adică și turiștii care sunt cazați la un hotel, dacă tot văd mașina de la poliția locală, că îi tot întreabă pe... Da, unde e factura, unde e bonul, unde e... E deranjant. Dar există o variantă mai bună, pe care noi o să o practicăm la Borșa. Fiecare pensiune care are autorizație de funcționare și, bineînțeles, autorizație la Ministerul Turismului pentru a oferi servicii de cazare și servire a mesei, vor primi de la primărie sau de la societatea care va administra. E posibil ca pârtea deschisă fie administrată de o societate comercială în care acționar să fie primăria orașului Borșa și Consiliul Județean, dacă acest lucru se va face într-un parteneriat. Vor primi un gen de vouchere în care turistul care e cazat la pensiunea respectivă sau la hotel, în baza voucherului va primi o reducere de 20% din abonamentul de schi pe ziua respectivă. E, acele vouchere, ca să le poți emite, trebuie să tai și factura. Adică dacă ai dat 5.000 de vouchere anul ăsta, trebuie să puște. Trebuie să ai 5.000 de cazați. Și atunci, cei care se vor caza în pensiunile sau locurile de cazare la negru, vor vedea că la caseria unde își cumpără abonamentele de schi, unul va da 100 de lei, iar celălalt va da 150. Și vă întreba, dar de ce? Păi știți, n-aveți voucher. Se va întoarce înapoi la pensiune și vă întreba, domnul, bă, unde e voucherul? Administrator, dar eu de ce nu primesc voucherul ăla? Păi știți, nu primiți pentru că eu funcționez cum funcționez. No, bine că mi-a spus că de mâine mă duc la cel care îmi dă reducerea respectivă. Și atunci acest lucru se va vedea automat în bugetul local. Astăzi vedem în bugetele locale sau poate și la nivel de buget județean mici influențe, adică se emit alte autorizații de construire, omul plătește autorizații de construire, nu se vede un impact foarte mare, pentru că nu prea ai cum să-i constrângi. Dar dacă la cimitirul Vesel, în loc să dau 7 lei, nu știu, acum biletul, zic 7 lei, dau numai 5 pentru că prezint voucherul, atunci încet, încet se va simți și acolo. La Bârsana, la fel, la Memorialul Durerii de la Sighet. Adică trebuie găsit această variantă. Sau să faceți să o propunere până la urmă de lege viitoare, nu știu, să se introducă o taxare, ziceți, minimală. Adică, domnule, ai 10 camere, nu mă interesează că ții 97% sau 50%, plătești, să știți, nu că știu, un milion pe an pe cameră. Nu în, știu. Codul fiscal exista înainte obligativitatea taxei hoteliere. S-a scos, s-a lăsat la latitudinea Consiliului Local. Noi avem taxă de stațiune, se plătește astăzi de către cei care sunt cazați. A fost 3 lei pe noapte, după negocieri cu proprietarii de pensiuni, s-a ajuns la 1 lei pe noapte. Adică s-a mai redus. Dar nu e prevăzută de lege, e prevăzută de o hotărâre de Consiliul Local. Pe lângă această taxă hotelieră, cei care obțin autorizația de funcționare, dar de fapt se numește aviz program de funcționare, pentru că la fel codul fiscal ai scos din obligativitate obține autorizație de funcționare pentru alte activități comerciale decât alimentație publică, o greșeală, părerea mea, adică poți aia să funcționeze fără să întrebe nimeni de sănătate. Nu există această obligativitate. Noi, printr-o hotărâre de Consiliul Local, am introdus acest aviz program de funcționare ca să știm cine, cum funcționează și ce face. Și să plătești o taxă de 1 leu pe metru pătrat pentru activitatea pe care o desfășori. Această taxă poate să crească pe măsură ce oferi condiții din ce în ce mai bune.
De exemplu, în Polonia avem un schimb de experiență cu Polonia, cu orașul Zakopane. Taxa de liberare a autorizației de funcționare este 60 de zloți pe metru pătrat. Adică 60 de lei, de lei. Unul la unul. 60 de lei pe metru pătrat. Adică e 60 de ori mai mare decât ceea ce cerem noi. Bineînțeles că și ei oferă de 60 de ori mai mult decât oferim noi. Când vom oferi și noi condiții, putem să introducem și această taxă. Și turistul va plăti ceva în plus. Există anumite nemulțumiri de la administratorii de pensiuni. Băi, că de ce plătim? Că turiștii sunt supărați? Păi, dar explicați la turiști. Au plătit taxă de parcare în Borșa? Nu. Dar în Sinaia au plătit? Da. La Pana Brașov au plătit? Da. Ei, la Borșa nu au plătit taxă de parcare. Deci în leu ăla care îl dai tu la cazare, atunci, ai asigurat fi, și parcare. Poate ar fi mai bine să le cereți bani pe parcare. Bun. Că ar fi foarte clar. Un pic. În felul ăsta în care cer bani pe parcare, trebuie să cer și la localnic. Nu o să pot să mă duc discriminator. Adică cine are număr de Maramureș nu plătește, cine are număr de... Dar nu, să plătească și aia din Maramureș. Care păi da, dar parcă nu i-aș vrea să-i pun la o plată suplimentară pe localnicii din Borșa. Că... Dar nu, și pe restul nu neapărat pe cei din Borșa. Încă la n-am ajuns. Le puteți da niște abonamente gratuite sau ce știu eu. Rămâne de văzut. Da. Deocamdată ne axăm pe investițiile pe care le avem. Dar în mare parte axate pe turism. Zona e deja concesionată, adiacentă sau stânga-dreapta lângă... Nu, sunt terenuri private, pentru că și Pârtia Deschis s-a construit prin anumite expropieri făcute la persoane private. Primăria deține tot ceea ce înseamnă proprietatea pe zona unde sunt făcute construcțiile, adică pe linia de instalație transport pe cablu, pe Pârtia Deschis, pe accese, pe tot ceea ce e acolo. Avem în partea de sus a Pârtei, în zona de vârf, câteva zeci de hectare care este proprietatea primăriei și care vor putea fi puse la dispoziția investitorilor pentru a construi locuri de cazare. Mai avem undeva... La ce altitudine? 1000? 1700-1800. Aoleu, deci ar fi impecabil acolo da, să se construiască un hotel... Da, ați lansat așa niște tatonări sau niște teasing-uri de-astea? Sunt anumite discuții pe care am avut cu localnicii pentru cei care vor să investească. Încă nu am demarat această procedură. Mă refer la construcții care probabil costă zeci de milioane de euro. Să n-aveți impresia că borșenii nu-și permit să facă construcții de milioane de euro. Zeci de milioane de euro? Dar n-au know-how, adică, iertați-mă, cu tot respectul pentru toți borșenii. N-ai școala aia a Austriei sau a Germaniei sau... Nu ai. Păi nici ei nu au avut-o, dar și-au făcut-o. Adică eu ca și... Bun, în 100 de ani. În... Deci, eu ca și administrator al orașului. Zici, eu știți ce m-aș gândi? E un sfat. Aduceți, domnule, un lanț mare hotelier, unul măcar, ca să dea un pic de... să dea ritmul. Deci lanțul hotelier nu-l aducem noi. Lanțul hotelier va veni el singur. Nu, adică tot trebuie un adică pic să în momentul în care, bateți. În momentul în care Borșa, orașul Borșa a devenit stațiune turistică de interes național, să știți că câțiva reprezentanți al unor lanțuri hoteliere din România au sunat și au întrebat dacă există anumite hoteluri de vânzare, dacă există anumite terenuri de s-ar putea construi. Adică deja erau interesați. Da, știți ce îi mai interesează pe ei? Adică când vin să nu se trezească peste 2-3 ani că apar tot felul de cum să le zic eu, pseudo-pensiuni la toți șmecherii până zona aia și vă dați seama cum ar arăta un hotel de 4 stele sau 5 stele la 1500 de metri înconjurat de tot felul de jucărele de astea micuțe. În complexul turistic Borșa este destul de greu să găsești un teren foarte generos pentru a construi un astfel de hotel cu tot ceea ce înseamnă. Care ar da până la urmă și ștaif și ar ridica un picuț pretențiile. Avem un teren, o suprafață de teren de 600 de hectare. În zona, la 1000 sau... La 1600. În zona Știol, adică deasupra de pârtia existentă, deasupra de telescaun existent, unde dorim să construim un sat de vacanță de la zero. Avem... La 1600 de metri? Păi da, acolo se construiesc stațiunile de schi, pentru că nu le construim în câmpie ca și în județul vecin. Dar nu, stați un pic. E cel mai înalt vârf, nu? Din zona aia. Nu. Din apropierea, deci, să zicem, a Borșei. Platoul Știol, situat la 1600 de metri altitudine, da, este înconjurat în trei părți de vârfuri de 2000 de metri. Adică îi cumva protejat acest platou și acolo se poate dezvolta. Am primit aviz de la Parcul Național pentru a face aducțiunea și alimentarea de apă. Uite, ăsta e un domeniu interesant. Pe mine mă pasionează ăsta cu rezervațiile. Cum stați cu rezervațiile? În ultima vreme foarte bine. Adică am cerut și am ajuns la... Cât la sută din suprafața Borșei sub incidența rezervații? Mai e vreun petic? 90%. Cum se pare?
Bine, nu 90% este rezervația biosferei sau nu poți dar să faci tot felul de, de alea, libelula cu aripi verzi, dar cu... în ultimii ca doi politic, ani... Cum vi se pare nebunia asta rezervațiilor în Maramureș? Deci dacă o privesc doar ca simplu primar și faptul că mă lovesc de fiecare dată de ca acordul român, lor, domnule, ca român, eu vorbesc ca și primar, că mă lovesc de problema da, obținerea vizului, mă deranjează. Ei, în momentul în care stau și mă întâlnesc cu turiștii care vin în zonă, cu cei care promovează zona și ne spun, am venit în Borșa pentru că știm că aici e Parcul Național Munții Rodnei. Am venit aici în Borșa pentru că știm că aici e rezervația biosferei a doua din România. Sunt doar două în România. Bine, ăștia sunt puțini de ăștia care interesează libelula verde care zboară. Să știți că este foarte important pentru cei care vin în special din străinătate și caută așa ceva. Păi stați un pic, depinde ce rezervație pe viitor Borșei. Bun, iarna stațiune de schi. Și vara? Vara, stațiune pentru drumeție și pentru ozonare, îi putem spune, pentru deci, relaxare gen sanatoriu, nu? Ca aveți har Domnului... Există, dar nu chiar, să nu-i spune nu chiar sanatoriu. Potențial, am zis. Nu. Că ce aveți nu prea se încadrează deci, în până sanatoriu. Acum 2 ani de zile a existat o foarte proastă colaborare cu reprezentanții celor două parcuri, Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Natural Munții Maramureșului. După câteva discuții, după câteva vizite în teren, după ce am arătat, uite, noi nu vrem să distrugem acolo. Și ceea ce am face noi ar ajuta. Adică avem o problemă cu accesul mașinilor de teren în zona Pietrosul Rodnei. Uite, dacă ne lăsați să construim acolo instalație de transport pe cablu, nu toți turiștii pot să meargă pe jos 7 km până la vârful muntelui. Nu poate, pot 5%. Restul poate și-ar dori să meargă, dar nu pot. Construim o instalație de transport pe cablu, este ecologic o instalație de transport pe cablu, nu poluează, nu face nimic. Turiștii pot să ajungă acolo mult mai ușor. Deja avem cumva o deschidere că totuși ne-ar lăsa sau am găsit o variantă în care să construim o instalație de transport pe cablu până acolo. Le-am explicat, uite, vrem să dezvoltăm satul de vacanță pe zona Știol, ca să dezvoltăm. E anormal să împingem apă de jos ca oamenii să folosească la robinet când în amonte de, sau mai la deal de zona respectivă există izvoare de apă. Am primit acceptul și de acolo. Da, nu, știți cum e? Nu e normal. Sunt foarte, aparține Borșei zona aia. Nimeni nu spune că să meargă să se distrugă flora, fauna, ce vreți dumneavoastră din zona aia. Dar mie mi se pare un exces, mai ales pe județul Maramureș, de aproape 60%, 50 și ceva la sută e zonă protejată. Deci din start e un fel de, mă băieți, dacă vreți să faceți investiții, mai veniți pe la noi, mai faceți un studiu de impact de mediu care costă, nu știu, nu costă o grămadă de bani, nu să faci la fiecare minune... Acceptabil. Acceptabil. Dar nu, acceptabil. E un fel de, cum să vă spun eu, parcă sabotează eventualele și ce vreau să investiții. Vă deci... Apropo, eu vă întreb acum, deși probabil puțin se poate întâmpla... Nu știu când chestia asta. Poate vă gândiți să redeschideți minerit. Ce vă faceți cu rezervațiile astea? Cred că vă trebuie 50 de ani până să vorbiți cu ei. Nu are treabă. Dezvoltarea mineritului nu e zona de protecție acolo. Nu știu, poate se descoperă în altă parte unde e rezervat. Ce facem? Să descoperim primat în zăcământul și apoi se va găsi formula. Să nu fie prea târziu. Deci, pot să spun că rezervația sau Parcul Național Munții Rodnei a reușit să blocheze și să păstreze pădurile cuprinse în parc. Poate dacă nu era acel Parc Național Munții Rodnei, astăzi fața Pietrosului ar fi fost rasă. Bine, acum stilul românesc de la o extremă la alta. Dacă nu erau ăștia, se rădea tot. Nu, deci, ideea este și dacă nu era rezervația, nu trebuia să se radă ilegal. Vreau să spun dacă au avut și un merit, că în ultimii 2 ani de zile da, cum ați reușit? Colaborarea cu ei a fost... În prima fază eram așa adversar când mergeam la consiliile științifice. Da, ce cer, nu cer bine, întotdeauna eram refuzați. Și refuzul costa 2000 de lei, adică orice aviz, că era negativ, că era pozitiv, trebuia să plătim 2000 de lei. Anormal. I-am rugat la un moment dat și am invitat. Haideți să vedeți zona. Să vedeți că acolo unde vrem noi să construim, nu face nimic la mediu, nu strică nimic. Au acceptat până la urmă și împreună cu o delegație de la parc, din Consiliul Științific, am vizitat punctele pe care ne interesau, unde era problema noastră. Au înțeles și am primit automat și avizele pozitive de la ei pentru acele puncte, bineînțeles, cu anumite condiții. Dar cine face parte din Consiliul ăsta științific? Sunt diverse persoane fizice, geologi, biologi. De unde sunt? Din toată România. Din toată lumea. A, care vin să facă regulile aici în Maramureș. Ei sunt cuprinși în Consiliul de Administrație al Consiliului Științific al Parcului Național Munții Rodnei și impun sau se opun sau acceptă anumite concesii. Eu trebuie să le spun telespectatorilor un lucru.
bunăvoința asta, și bine face domn primar că e bunăvoință, că e un om politic și trebuie să aibă diplomația necesară de a nu îi supăra pe respectivii din Consiliul Științific. Nu îi supără. Deci, v-am spus... Păi, acum e un fel de captatio benevolent, adică să nu cumva să vă încurce... Nu, dar nu mă poate să mă încurce, pentru că să mă încurce trebuie să-mi răspundă pe lege, nu pot să mă încurce așa că da, nu vor poate, dacă da. Vor, vă poate, dar dacă vă... doresc, vă pot încurca de 2 ani de zile, nu mai faceți dar, nicio... Dar pot să vă spun, că ei nu cunoșteau zona, decât după ce am invitat. Deci Consiliul ăla mare științific nu cunoșteau zona. Nu, ei nu fusese niciodată în zona. Păi și atunci cum poți să iei decizii vis-a-vis de lăsăm sau nu de la distanță? Problema pleacă de la Ministerul Mediului. Ministerul Mediului extinde limitele parcului, da? După bunul plac. Adică 400 de hectare am pierdut, s-au pierdut din pășunat și au fost introduse în parc printr-un ordin dat de ministrul de la vremea respectivă, că mai mărim numele, parcul până mai acolo. Mai știți numele ministrului cumva? Oricum era în perioada până în 2012. Ce era, UDMR sau nu PSD? Știu cine era ministru, dar era în guvernarea PDL-ei la vremea respectivă. Așa ați pierdut pășunea, nu? Am pierdut 400 de hectare de pășune, o pășune foarte bună. Și acum a intrat în rezervație. Da, se poate paște, dar nu poți să primească subvenția de lapia. Dar nu, da. Știți cum e, aici e o, să mă ierte ce ne au, o chestie curvă sărească. Iertați-mă. Deci parcă cineva stă și zice, băi, în zonele alea, băi, nu trebuie să se dezvolte deloc, mă. Adică puteți pășuna, vă duceți voi cu elicopterele, vacile și turmele de oi, dar nu primiți nimic de la apia. Păi, dar de ce să primească ei? Nu, ca să primească cei care au până altă parte. Că suma care vine pe România este aceeași. Iertați-mă, e absurd. Adică tu condamni zona aia, în loc eu ca băimărean să mănânc brânză de pe la Borșa, ecologică, să trăiască și ăla bine, să iau un preț decent pe brânza aia pe care haideți să vă explic o, vine un deștept de la minister și spune, nu domnule, acolo o dăm la ăia cu rezervația, că acolo crești... Ce dispărea? Să vă explic o speță. Costașul de deci, munte sau... Banii care se dau subvenție de la APIA, la fermieri din Borșa, din toată România asta, da. Un anumit procent din suma respectivă se plătește la funcționarii de la APIA. A, ca și, cum să spun eu, participarea la proiecte, că sunt de fapt proiecte pe fonduri europene. Tu îi primești prima dată la fermier o suprafață. Spui, da, suprafața respectivă este eligibilă. După ce se fac anumite verificări, îi tai din suprafața eligibilă, spui, na, din suma pe care ai primit-o, din 30.000 de euro, 7.000 trebuie să-i dai înapoi, că nu s-a fost tot eligibil. De acord. Deci tu mi-ai înapoi 10% din... Da, din cauza lor, probabil. Sau, mă rog, nici nu contează. Păi da, iai și din cel care a luat comisionul pentru că o făcut documentația respectivă. N-am reușit să ajungem la un consens cu APIA Maramureș. Cine stabilește suprafața eligibilă? Eu închei un contract de închiriere cu un fermier. Îi spun, suprafața totală e de 90 de hectare. N-am de nicăieri de unde să iau datele să-i spun suprafața eligibilă din cele 90 de hectare e de 40 de hectare. Da? Pentru care primești subvenții. Pentru că pe site-urile APIA sau Ministerul Mediului nu-ți apare ceva concret. Sau și dacă eu astăzi iau de acolo și spun că sunt 43 de hectare, pe când depun eu omul, numai 43, numai 42. Dar cine hotărăște asta? APIA... Aici n-am primit niciodată un răspuns. Să nu mai luăm în calcul că, virgulă, contractele de închiriat semnate de primăria Borșa trebuie să aibă un alt format decât contractele semnate de primăria Vișeu, un alt format decât... Păi da, de ce trebuie să fie diferit? De ce mă pui pe mine ca autoritate locală să trec în contractul de închiriere de pășunat cu fermierul suprafață eligibilă dacă eu n-am de unde să iau suprafață eligibilă? Deci eu n-am de unde să iau suprafață respectivă. Nu există un site, o hartă de undeva de unde să primesc suprafața respectivă. Legea spune că fermierul e cel care își declară. Da, mă, dar omul ăla, fermierul ăla știe să mulgă vaca, știe să mulgă oile, ăla nu știe pe calculatoare. Nu știe pe hărți. Ajută-l pe om! Ajută-l pe om! Ei, noi astăzi nu ajutăm. Noi astăzi spun APIA. Noi astăzi încurcăm dezvoltarea și creșterea activității agricole deci, în zonă. Iertați-mă. 60 de milioane de euro cred că intră într-un an de zile în Maramureș ca și subvenții APIA. N-am văzut ferme noi. N-am văzut dezvoltare. N-am văzut multe produse alimentare cu marca de Maramureș. Păi, iertați-mă. Adică trebuie să mă duc, să sun pe prima. Domnule, recomandăm doi buni fermieri care au o brânză bună. Adică nu, e absurd. Adică... Bun. Tot cu povestea asta cu APIA, tot cu povestea cu mediu, povestea cu Ministerul Agriculturii, eu ca să pot să dezvolt domeniile schiabile, pârtii de schi,
trebuie să scot din circuitul agricol suprafețele de, pe care le fac investiția. Da, și vă trebuie 2 ani de zile până când scoateți un petic. 2 ani și 3 lei pe metru pătrat și tot. Păi stai mă un pic, alea sunt ale mele. Deci dacă tu tot mă pui, tot mă limitezi. Din fond forestier n-ai voie. Nu mai rămân bani pentru investiții. Din circuitul agricol n-ai voie să scoți. Păi bun, și eu ce fac? Eu din ce trăiesc? Atunci dacă tu parcul național... Din ce faceți investiția până tu parcul național îmi spui n-ai ce n-ai voie să mergi. Bun, ok, pune un gard și pentru fiecare hectar de teren prins din teritoriul orașului Borșa în parcul național, plătești X lei la primărie. Și eu să vin să le spun la oameni, băi, buni, pe suprafața aia de munți n-avem voie să intre în parcul național, dar din banii pe care îi primim de la parcul național, avem iluminatul gratis. Da, sau avem apa potabilă gratis, sau avem, nu știu, transportul copiilor gratis. Și atunci zic că, bă, nu avem voie să tăiem acolo nici o creangă, nici o frunză, nici un pai, că de banii aia, uite că trăiesc da, copiii. Spuneți-mi, din suprafața aia de rezervație, cum se numește rezervația? Este Parcul Național Munții Rodnei. În cadrul Parcului Național Munții Rodnei există rezervația Natura Rodnei, rezervația Piatra Rea, rezervația... Natura 2000 sau nu știu care. Natura 2000 e altă nebunie. Terenul al cui e? În mare parte este proprietatea statului român, în administrarea primăriei. Pe o parte suntem proprietari noi, ca și orașul Borșa, și mai sunt și proprietari privați. Deci aveți și dumneavoastră terenuri în proprietate privată, proprietate privată care fac parte Borșa, din rezervație. Care sunt în a, și acolo, deci aici e o nebunie totală. Este terenul tău, mă rog, al primăriei Borșa, și mergi să te ploconești tot timpul la un consiliu de multe ori științific care n-a fost niciodată acolo, dar își dă cu părerea. Trebuie să mergi la nu știu ce APIA sau nu știu pe unde ca să ceri niște lucruri care derivă din natura proprietății până la urmă. Adică e absurd în ritmul ăsta, România asta, că lucrurile astea nu se întâmplă numai în Borșa. Iertați-mă, se întâmplă și la autostradă acolo, la Timișoara, că a fost blocată construcția autostradei pentru că s-au găsit nu știu ce huhurezul de pădure. Problema este alta. Eu sunt proprietar, dar pe mine nu vine nimeni să mă întrebe înainte, domnul... Ești de acord să intre în rezervație? Că noi vrem să introducem suprafața aia de rezervație. Nu, că s-a făcut din altă parte, cred că din alte capitale. Păi, și noi eram fraierii, iertați-mă, noi, maramureșenii, oarecum eram fraierii țării. Spunea Uniunea Europeană, domnule, ne mai trebuie la capitolul X de rezervații în Europa asta încă ceva. Mergeți mai la fraierii aia din România, iar la rândul ei România, mă, mergeți la fraierii aia din Maramureș. Păi, adică nu e corect. Există, am ajuns așa la un subiect care pe mine mă macină în ultima vreme. Suntem foarte aproape de alegerile europarlamentare. Nu știu, ce la 150 de zile, parcă până la alegerile europarlamentare. Nu știu, 20 și ceva mai. Sau... Da. Mă rog. Ceva de genul acesta. Noi acolo avem 33 sau 35 de europarlamentari. Mă rog, era să zic că... Cred că dacă o să faceți un sondaj în Maramureș, 70% habar n-au ce înseamnă europarlamentarul. Poate și mai bine. Dar aș întreba așa. După 5 ani de mandat, noi avem o problemă pe care o avem noi și toată ziua să dezbatem la televizor, intrăm, nu intrăm în Schengen. Nu știu dacă europarlamentarul este cel care rezolvă această problemă sau nu, dar poate să influențeze. Mă, în loc să vă certați voi între voi, ăla de la PSD cu ăla de la PNL, adică când da, vorbește, că ăla e corupt, că când vorbește la de la PSD în Parlamentul Europei, aia de la PNL îl încurcă. Când vorbește la de la PNL, încurcă la de la PSD. Bă, dar ce nu încurcați voi pe europarlamentarul din Austria? Băi, nu poți. Pe europarlamentarul din Olanda. Timmermans, pentru că ăia ne blochează până și spune, nu puteți intra în Schengen. No, stai că de când ai vorbit tu, te blochezi pe tine. Se bucură că ăștia doi, ăla de stânga, ăla de dreapta, își dau un cap. Care e mai corupt, cât de corupt e România? Și atunci, poate asta e tema de casă. Și atunci eu aș spune că niciunul din cei care au fost 5 ani de zile acolo și n-au rezolvat problema Schengen, pentru că tehnic, toată lumea spune, și cei de la nivel european și cei de la nivel național, tehnic, noi ne încadrăm, și noi și Bulgaria. Noi suntem fraierii Uniunii Europene. Și atunci spune, ia stați voi acasă, că voi n-ați rezolvat problema asta cu intrarea României în spațiul Schengen. No, bineînțeles că vor veni și la dumneavoastră și pe la noi vor veni și vor spune, uite, noi trebuie să mergem mai departe, că am făcut și Andres. Vom vedea cine și când. Când ar trebui boicotat până la urmă, să spună, domnule, ne retragem parlamentarii, numai că nu poți, că acolo nu mai ești al României, că ești al PPE sau al socialiștilor, adică nu faci tu după cum îți spune interesul național. Tu faci cum îți spune Timmermans și ălalalt de la socialiști. Asta e problema, domnul Tibiș. Da. Deci, este un subiect, am ajuns la subiectul Schengen pentru că
Pentru Borșeni este important să fie în Schengen. Pentru toată lumea și pentru oamenii de afaceri și pentru cetățenii. Știți că mai mult de jumătate din populația Borșei locuiesc temporar în afara țării. Pierd timp mai mult, în țară. Mai mult sau mai puțin, că mulți dintre ei nu cred că se vor stabili de aia viață spus că în Borșa. Temporar locuiesc în afara țării. Nu, temporar mai vin și în Borșa. De multe ori. Că ei vin o lună, două pe an, că restul sunt afară. Da, să știți că numărul celor care vin să stabilesc în Borș este mai mare decât numărul celor care pleacă. O vedem prin copiii care vin să înscriu la școală. Adică există acea tendință de întoarcere înapoi. Poate și povestea cu recesiunea din Italia, poate și Brexit-ul. Cei mai mulți dintre borșeni sunt în Italia. Italia, Belgia, Anglia. Cam aici e gros. Dar Italia cred că mai mult de jumătate. Dintre ei. Doar că acum migrează și ei din Italia spre Belgia, spre Anglia, pentru că se pare că sunt mai bine plătiți și lucrurile mai serioase în țările respective. Pentru ei este important acest Schengen. Important pentru că nu trebuie de fiecare dată să ducă să facă împuternicire. Dacă vine mama cu copilul până acasă, trebuie împuternicire de la tatele care pleca nu știu la lucru, ca să poată ieși înapoi cu el din țară. Intrând în Schengen, acest lucru nu-ți mai trebuie. Poate să trimite copiii acasă cu avionul, chiar dacă nu are încă 18 ani. Că la 14-15 ani, oricând avion, îl așteaptă bunica să duce înapoi. Ei, acest lucru, intrarea pentru că nu suntem în Schengen, nu poți să-ți trimiți copilul pe avion? Pentru că te verifică poliția de frontieră și dacă n-ai 14 ani și nu ești însoțit de ambii părinți sau unul dintre părinți sau cel care te însoțește. Trebuie să ai hârtie de... Da. Trebuie să ai hârtie, adică niște acte deci, în plus. Știți cum e? Că aici e o nebunie totală. Noi atât avem nevoie de dezvoltare, de a trăi mai bine, de a câștiga mai mult, de a face business-uri care să fie prospere. Dar toate astea sunt împotriva noastră. Aia cu rezervațiile de multe ori, deși pare și îi de multe ori ideea de rezervații, de a-ți prezerva natura sau, știu eu, mediul în care trăiești, e perfect. Dar parcă toate sunt construite, domnule, hai să vedem cum îl mai... Cum îl mai încurcăm pe român? Uite, mai facem chestia aia, Schengen, nu zicem că, nu știu, uite, că sunteți corupți, nu vă dăm drumul acolo, mai inventăm chestia aia cu invenția aia cu nu poți să-ți trimiți copilul decât dacă ai act notarial, că nu l-ai, era să zic violat, Doamne, iartă-mă, nu l-ai răpit pe copil și așa mai departe, să-ți complice viața. Astfel încât să spui, bă, mai bine las țara asta și mă duc afară, că nebunia asta nu există acolo. Chiar dacă nu-s la mine acasă, dar n-am atâta birocrație, n-am atâta nebunie și culmea că câștig și mai mulți bani. Deci aveți o misiune ingrată, domnul primar. Știți ce o să vă rog? Nu te obligă nimeni. Aveți proiectul ăsta oarecum și simulat pe calculator, cam cum va arăta? Există o... Există și în format 3D, și în planșe. Am să vă invit cât de repede să ne puneți și nouă, mă rog, dacă nu se crede, împreună cu dumneavoastră să le vedem și cu telespectatorii, să vedem cam cum imaginați viitorul Borșei pe partea asta de domeniu schiabil, da. Sau cum își închipuie proiectanții acelui proiect viitorul schiabil al Borșei. Și de ce nu să vorbim și despre lucruri de astea care sunt de multe ori puse la secret oarecum. La un moment dat organizația asta discretă care se ocupă de rezervații, de protecție, de hai să încurcăm investiția aia sau aia la altă. Să vorbim și despre băieții ăștia totuși. Chiar dacă dumneavoastră o să-i supărați câteodată așa din când în când. Dar nu mai putem sta vorba noastră, pe terenul, proprietatea primăriei să tot ceri accept de la X, de la Y, aici de la celălalt. O anomalie. Să vă mușcați limba de multe ori, să nu le spuneți ceea ce ați vrea să spuneți. Eu am o problemă aici cu mușcatul limbii și multă lume spune că ar trebui să mă mușc din când în când. Dar o anomalie în Consiliul Științific. Eu, ca și reprezentant al ATE-ului, mă duc și prin dumneavoastră. Oricine. Și o persoană fizică. Sunt persoane fizice care cer acceptul de la Parcul Național. Eu mă duc și prezint un proiect. Prezint tot ce am, mă întreabă fiecare una alta, dar de ce nu pot să asist eu la vot? Când se votează. A, vă scot afară? Nu, ești afară, noi votăm. Păi, stai să mă uit și eu să văd. Dom'le, dar nici la Parlament nu te scoate afară. Păi nu. Deci, că sunt alte interese, domnul. Niciodată nu știm dacă acel vot a existat sau n-a existat. Opa, e mai grav. Da, pentru că mulți dintre ei spun, păi stați că subiectul meu nu s-a votat. Pentru că să respingi o cerere depusă de UAT Borșa, trebuie să ai motive pentru care respingi. Dacă nu o supui la vot sau nu se votează, îți trimite răspuns, deocamdată nu s-a votat.
Păi bun, dar dacă eu pun în discuție și tu nu mă votez, înseamnă că o iau de bună și avizul trebuie să fie favorabil dacă ea nu votează. Pentru că ei probabil se întâlnesc în momentul în care trebuie să supună la vot. Nu vor să dea aviz favorabil, dar nu pot nici să refuză că n-au cadrul legal. Unul pleacă până la baie, unul trebuie să plece că îi sună telefonul și pe când se spune... Păi depinde de cine sună, domnul Timiș. Da, ce capitală probabil sună? Domnule, vezi că bolunzii ăștia de români vor să facă nu știu ce. Aia, mă, lasă-i pe aia acolo în pace. Să vină la noi în... Da, e drept și asta. Dar eu, dar eu apropo, am speranță... echipamentele alea cumpărate mai de mult, unde sunt? Tot la fabrică? Alea de telegondola, alea vechi. Cumpărate, nu știu. Apropo, sunt cumpărate? Ați mai controlat pe acolo? 70% din piesele necesare, instalații de transport pe cablu, se găsesc la Borșa. 30% din piesele care trebuiau să fie la Borșa sunt momentan în Austria pentru că n-au mai fost plătite de firma care făcea lucrarea respectivă. Adică primăria a plătit piesele respective, dar firma nu le-a plătit mai departe. Alea au ciordi banii. Problema este... Problema gravă este că nu s-au plătit avans pentru piesele respective, ci s-au plătit piesele efective în baza unor procese verbale de recepție care nu au în spate ceea ce trebuie. Da, s-a autosesizat cineva în cazul ăsta? Există pe... Proces pe rol? Nu un proces mă rog, pe rol. Dosar există deschis. Există un dosar deschis la DNA pe acest subiect, la urma unei, unei sesizări făcute de către Curtea de Conturi sau Camera de Conturi Maramureș, în urma controlului realizat în 2014, după aia în 2016 și... alte controle care au fost. A lăsat deoparte acea poveste, vor stabili instanțe ce și cum s-a întâmplat. Noi am redeschis acest proiect, am repornit investiția de la Borșa, am reușit să introducem în cadrul Ministerului Turismului, în Master Planul de Turism, proiectul acesta, alături de alte 5 proiecte. Am demarat toate, asta e foarte important. Toate actele necesare, am întăbulat terenurile, am introdus în intravilan, am introdus în zone de dezvoltare. Toată birocrația. Am făcut toate măsurătorile, toate expertizele, dar am făcut toată documentația. Ministerul Turismului acceptă documentația depusă la ei pe master planul de turism doar dacă o ai la fază de proiect tehnic, adică mâine poți să lucrezi, nu pe o studie de fezabilitate sau prefezabilitate. Un proiect tehnic pentru o investiție de 20 milioane de euro nu costă 3 lei. Bani suportați de către primăria orașului Borșa, de către orașul Borșa, și care pot să fie rambursați sau recuperați. Prețul proiectului e undeva un procent din suma investiției. Ajunge până la un 5%. De multe ori poate să depășească 5%. De multe ori și 10%. Da, pentru că să faci expertiză la 29 de stâlpi, să faci expertiză la zona lacului, să faci expertiză și studii geo la... albia râului. Numai să le faci, asta e ideea. Numai să le faci, apoi trebuie să le pui toate într-un pachet. Nu, asta spun, ca să poți să faci un proiect adevărat, trebuie efectiv să forezi acolo, da, să vezi care e structura terenului. Spun acest lucru, lumea a întrebat. Băi, de atâția ani de zile stăm, da? Dar noi de 5 ani de zile lucrăm la refacerea documentației. N-a existat niciun... luat-o de la zero, practic. N-a existat niciun metru pătrat. Era mai ușor de la zero. Pentru că de la zero stabileai terenul, nu trebuia să... No, vezi că aici am stâlp, ia vezi la stâlpul ăsta s-a făcut foraj, nu s-a făcut foraj, da, deci bine făcut, muncă, bine făcut, muncă a costat sisifică. În plus. S-a întâmplat terenurile, s-au făcut aceste expertize, introducere în intravilan, scoatere din circuitul agricol, scoatere din fond forestier, expertiza la fiecare lucrare, inventariere la instalație, pune ceea ce ai astăzi ca să fie viabil pentru legislația de astăzi sau din viitor, pentru că instalația s-a făcut pe legislație veche, acum eram pe legislație nouă. Instalația s-a început, construcția la ea înainte să existe Parcul Național. Da, acum mă există că, și Parcul Național. V-au dat aviz repede ăștia cu rezervația pe fondul schiabil? Pe telegondolă l-am primit cam după 2 ani de zile. După de la prima... De la prima cerere, după 2 ani. După 2 ani de zile. Da. Păi în ritmul ăsta România se dezvoltă... Problema este alta. Nu poți să mergi mai... Adică n-are rost să mergi mai departe. Dar de ce durează 2 ani de zile un aviz de la un consiliu științific care primește telefoane nu știu de pe unde? Haideți să vă dau un exemplu. Da, auziți, domn primar, încet am cam terminat emisiunea, dar asta nu înseamnă că nu vom putea discuta cât de repede despre subiectul ăsta. Poate ne aduceți un om sau ne ajutați să invităm pe cineva din consiliul ăla științific, pe un șef de la rezervația asta, să ne povestească și nouă ce au cu noi, domnule. Ce-au cu țara asta, până la urmă? Eu am înțeles că trebuie să păstrăm ce ne-a dat Dumnezeu. Și faună, și floră, și tot ce ține de ea. Dar de aici și până 2 ani de zile să dureze un aviz pentru o investiție de genul ăsta, mie mi se pare cam mult, iertați-mă. Adică ceva nu-i în regulă. Ceva nu-i în regulă. Nu știu. Să vă spun anomalia. Instituțiile statului ar trebui să se autosesizeze și să vadă ce interese... Sau pentru cine joacă băieții ăștia?
Păi, adică joacă cu țara asta sau joacă cu altcineva? Vă spun o anomalie, la fel. În 2007 s-a obținut un aviz de la Parcul Național Munții Rodnei pentru construcția unui obiectiv terase Belvedere, de exemplu. Tot acolo, în zona, chiar pe limita parcului. Nu s-a dus la capăt acel proiect, ci l-am reluat noi ulterior. S-a schimbat denumirea. Nu-i mai spunea terase Belvedere, ci spunea punct de observare, fotografiere, refugiu. Și a trebuit din nou să cereți aviz. Și a trebuit să cerem aviz și am fost respins de mai multe ori. Până într-o zi am pus pe masă avizul respectiv. Păi stați că avizul ăla a fost dat când era vechea conducere. Mă, dar nu ați dat-o pentru primarul de atunci. Ați dat-o pentru orașul Borșa. Păi poate că trebuia să... De ce atunci s-a putut și acum nu s-a putut? Bine, până la urmă s-a rezolvat și acel punct. După cât timp? După doi ani. Așa ăla. Da. Și vă mai dau un exemplu separat de parc. În Borșa există 200 de firme, agenți economici, care prestează firme cu sediu în Borșa, dar prestează muncă în general în țările din Uniunea Europeană. Prestează servicii, reabilitează vase de crozieră, montează standurile pentru expoziții, magazine, centre comerciale. Ei au firma sediu în Borșa, angajații pe sediu din Borșa și lucrează prin detașare sau prin delegare pe câteva zile, o lună sau câțiva ani în afara României. Ca să poți să intri în șantier în țările din Uniunea Europeană, trebuie să prezinți un certificat A1. Certificatul A1 îți atestă că firma ta a plătit dările către statul român, asigurări sociale și mai știu eu ce acolo. Acele certificate A1, în multe cazuri, se primesc cam la 6-7 luni după ce a depus cererea și dosarul complet. De către autoritățile române. Autoritățile române trebuie să eliberează certificatul A1. Și de obicei după 7 luni. Da. El în multe cazuri e gata cu șantierul. Acum mai nou țările din Occident nu te primește până înainte te primea, ai depus cererea, ok, no, las că o să vin. Să mi-aduci. Da. Văzând că durează foarte mult, a spus nu, întâi vii cu certificat. Păi da, mă, dar un astfel de afacere, un astfel de șantier, poate îl primesc de azi pe mâine. Și atunci ce fac ei? Să duc și deschid un sediu de firmă și în Italia, sau în Belgia, sau în... Și când îi încurcă statul român, îi angajează pe oamenii cei în Italia, că în Italia se dă certificatul unul într-o zi. Asta e depus, până de seară îl primești. A, și la noi 7 luni. Și atunci banii care... Nu mai vin bani în Borșa, pentru că el asigurări sociale. Da, va merge prin acolo. Sistemul financiar. Profitul realizează acolo. Păi ăsta e scopul. Și atunci am făcut o solicitare. Dar cine dă certificatul ăsta? A1. El se eliberează de către Casa Națională de Pensii. Nu știu de ce, dar spun că și în Occident tot Casa Națională de Pensii le eliberează. Probabil că... Da, la noi în 7 luni. Dar la noi în 7 luni de la depunerea documentației complete. Am avut o discuție cu un secretar de stat la Ministerul Muncii, a fost și în Borșa la o întâlnire cu agenții economici. Nu știa, nici nu-și putea imagina că acest lucru este posibil. Dar nu știau că se întâmplă așa ceva. Da. Urmează, probabil, să ne ajute în acest subiect. Peste doi ani, domnul Timiș. Da, peste 2 ani. Domnul Timiș, aveți invitația noastră, cred că este acceptată. Cu siguranță. Și cu 3D-urile alea, că chiar ar fi interesant să vadă și telespectatorii la ce vă gândiți sau la ce s-au gândit proiectanții. Poate găsim și un reprezentant al rezervației, nu știu ce rezervație, dacă nu se schimbă conducerea. La rezervație? Da. Nu se schimbă, nu, că totul e pus la punct. Da. Cât de repede și de ce nu și imagini de la Borșa, fie că le facem noi, fie că le faceți dumneavoastră și cu un telefon, smartphone de ăsta, să vedem cum arată Borșa, inclusiv pe platoul ăla de 1500 de metri, unde... Să dea domnul să vină, că-i borșan, că-i străin, unul care știe să facă treaba aia și știe să facă turism de iarnă în Borșa. Deci avem borșeni care fac turism în Palma de Mallorca. Da, domnule, că n-am adică nicio treabă. Administrează hoteluri, administrează restaurante, în Italia, peste tot. Chinez să fie, dar să știe să facă. Legislația este o problemă. Aceste întârzieri, acești 2 ani. Acești doi ani te descurajează. Eu vă spun că cineva, aghiuță ăla, stă și apasă. Dom'le, ce vrea românul ăsta? Pac, îi băgăm capul înapoi. Pum. E ca bancul ăla cu rabinul. Rabine, știți ce greu ne e? De-abia ne descurcăm. A, vă e greu? Bun. Ia băgați-vă voi caprele, oile, știți cum e. Dom'le, dar cum e acum? A, e foarte greu. Ia scoateți-vă încet lucrurile astea. Rabine, îți mulțumim, ce bine trăim acum. Cam asta trăim noi. Da. Timp de 30 de ani, cineva ne tot bagă toate animalele din ogradă și nu știu când vine timpul să spună. Ia scoateți-vă alea afară să vedeți ce bine trăiți. Eu vă invit la Borșa. Să luați imagini live chiar de acolo, de la fața locului, și pe șantiere, și pe locurile unde stau turiștii, și
să vorbiți cu localnicii, să vă spună ce probleme au ei și cum i-am putea ajuta. Borșa nu mai este cea care a fost în trecut și cred că acest lucru se vede. Se mai aud în pușcături mai de noapte? Păi este zona de vânătoare, probabil că mai apar, mai sunt unde și artificii, mai sunt eu zic de oraș, de oraș. Păi orașul Borșa începe... Dom'le, dar e frumos, e ca în Far West. Adică da. Și ăsta e un plus. Totul e să nu se lase cu victime, asta e tot. În ultimii ani de zile nu au reclamat turiștii probleme sau că ar fi fost agresați sau alte probleme de furturi de la mijloacele de transport sau din bagaje. Lucru care ne bucură foarte tare și acest procent foarte crescut de înoptare în unitățile de cazare din Borșa este unul bun. Faptul că localnicii investesc în continuare în unități de cazare înseamnă și în unități că de cazare încredere până la urmă. Înseamnă că lucrurile s-au schimbat și mergem spre bine. Mai avem de făcut acele mari proiecte care împreună cu Guvernul României, cu Consiliul Județean, cu noi ca și administrație locală și agenții economici din zonă, vom reuși și le vom dezvolta și vom transforma Borșa într-o atracție turistică pentru nordul României și, de ce nu, pentru partea de est a Europei. Mulțumesc tare mult, Sorin Ion și Neluțu Timiș, primarul orașului Borșa, despre deja certitudini în mare parte despre viitorul sau viitoarea stațiune de interes național Borșa. Actuala stațiune de interes național. De național, de interes european atunci. Da. Mulțumesc tare mult, succes acolo și cât de repede ne întâlnim cu primarul Timiș, cu sau fără reprezentanța ai rezervației, dar cu siguranță cu proiectele alea în 3D despre viitorul domeniu schiabil de la Borșa. Atât pentru astăzi, numai bine, rămâneți pe Maramureș TV.